Salut, Eugen! Salut, Brega! Înțeleg că ai fost pe acasă sau încă mai ești în România? Nu, sunt înapoi la Nantes, în Franța. Pot să rămân pentru 2-3 zile, așa? Om ocupat. Da. Țin să mulțumesc autorităților franceze, cât și române, să nu zică că sunt băiat, că m-au rezolvat cu problema care am avut-o cu domnii și cu familia dânsului. Cu amenințările, nu? Cu moartea și ce a mai fost acolo, înjurături, amenințări, ofense. Da. Cu loviturile de pe aici, de pe la mine, pe acasă, ați văzut, v-am trimis poze cu intrarea. Au fost atacuri la proprietatea noastră de acasă, din România? Din România, s-a întâmplat după ce i-au arestat pe ei aici, în Franța. Oho! După ce i-au arestat autoritățile din Franța, pe care m-au amenințat și care au venit direct la domiciliu, atunci, la 2 zile, mi-au spart locuința în România. Ca să se răzbune rudele. Da. Dar cum s-a întâmplat în Franța? Că noi, ultima dată când am vorbit, el era în drum spre dumneavoastră, ziceați că era pe la Strasburg, dar, de fapt, poliția l-a reperat ca fiind chiar foarte aproape de casa dumneavoastră. Deci, haideți să vă explic. Atunci, după masă, m-au sunat autoritățile din Franța de aici, așa. Cei de la BAC, de la Biroul de Investigații Criminale. Și mi-au spus că băieții nu sunt la Strasburg, ci sunt la o distanță foarte mică de locuința noastră, de orașul Nantes. Atunci au primit ordin de la procuror, de la procurorul Republicii, deci la Republica Franceză, ca așa se numește, au primit ordin să păzească locuința, să pună în pază imobilul și să aștepte persoanele ca să vină, să mă atace, ca să poată să facă arestarea lui. A, să prindă în flagrant. Flagrant, da. Lucruri care au făcut treaba asta, s-au băgat în blocul de lângă, din față, au ascuns acolo și într-un apartament polițiștii și au stat, au supravegheat, cred că, să nu exagerez, 17 ore până au dat atacul. Și nu era doar amenințare, vorbe goale, chiar venea cu intenție să vă schilodească, să vă omoare. Dar a venit, chiar a venit. Deci prin ușile mele de la intrare din geam trecea foarte repede. Deci treceau vânt. Norocul lor, na, norocul meu, norocul polițiștilor că a fost lăsat să facă primele forțări la intrare. A fost lăsat de polițiști ca să facă primele forțări, ca să poată să aibă probe. Dar de unde știa adresa? Că ați avut o colaborare cu el, i-ați dat de lucru și de acolo a aflat adresa oficială sau cum? O, prietenii lui. Prietenii lui a dat adresa de aici. Prietenii și ai mei, pot să spun că și ai mei. Deci au dat adresa și i-a spus, vezi că locuiește la adresa asta. S-au găsit înregistrările din telefon. Polițiștii au găsit mesaje. Au găsit de unde și-a cumpărat pistol, s-a dus și-a cumpărat pistol. A, deci venea înarmat, nu doar așa cu pumnii și cu vorba. Da, el și l-a cumpărat la 50 de kilometri de Nantes. Deci n-a venit cu el din România. El s-a oprit, pe unde s-a oprit, pe unde s-a interesat. Dar ce, în Franța se vând pistoale așa ca în America, la întâmplare oricui? Se vând armamente numai la persoanele care vând stupefiante, droguri. A, ilegal, deci nu a cumpărat oficial un pistol, a cumpărat la negru. Legal, normal. Bă, un pistol, suma de 300 de euro, cât au spus polițiștii care pe el. Oho. Calibru de 9 mm, nu prea mă pricep la pistole.
De Deci ce? el acum e în custodia statului, e arestat și așteaptă judecată sau care-i? Cât a trecut? Este arestat. Câteva săptămâni, o lună de atunci, nu? O lună, da, cam așa. Deocamdată procurorul l-a arestat provizor pentru, este în arest, este în casa de arest provizoriu, ca așa se numește aici în Franța, penitenciarul, dar pentru persoanele care nu sunt condamnate, casa de arest provizoriu, pe termen de 6 luni. În termen de 6 luni, tribunalul de mare instanță de Nantes o să-l condamne, o să decidă. Ei așteaptă acum și alte reclamații, așteaptă să-i mai găsească fapte ca să poată să-i dea o condamnare mult mai aspră. Deci dar el a mai fost prin Franța sau venea prima dată din România? Chiar arestat aici. A mai avut și arestări, poate și condamnări. A avut o tentativă de omor. Deci, deja... Oho, deci recidivist. A spart mai multe locuințe, tabacuri. Când zic tabacuri, în magazine din acestea unde se vând țigări, unde se vând... Da, da, am văzut, am și eu lângă gara un magazin cu tabacioc. Din acestea, ce fapte din astea. Și o tentativă a fost eliberat în, că știu că și când a fost eliberat, în martie 2020. Relativ recent, deci dacă a vrut să revină, înseamnă că i-a plăcut la închisoarea franceză. Nu, mă, e problemă pentru că el a venit pe interdicție. El a fost eliberat condițional, dar cu expulzare. Dar cum a putut să intre, cum de nu l-a oprit, eu știu, poliția de frontieră, Schengen? Nu. Maghiarii, cred că, sau o fi corupt? Nu, la Strasburg, când treci piajul de intri în Franța, câteodată sunt polițiști acolo, câteodată nu sunt polițiști. Pentru că e interiorul spațiului Schengen, dar la intrarea în spațiul Schengen trebuia să-l oprească. Normal, așa este. Dar, cum să spun eu, noroc de a trecut așa calea la casă. Nu, sau poate au fost corupți grănicierii maghiari. Da, se poate și treaba asta. Da. Sau poate au mers prin Serbia cumva. Și-o fi intrat, eu știu, prin Croația, unde se putea să intre. Na, până la urmă. Mai multe drumuri care duc către noi. Da, s-ar putea ancheta să descopere mai multe ilegalități, nu doar trafic de arme și eu știu ce alte traficuri mai făcea el acolo. Bine că e la răcoare, pe mâini sigure, justiția franceză sper să mișcă mai repede decât cea românească. Foarte repede, foarte repede. Eu sunt mulțumit că oamenii și-au făcut treaba. Deci, inclusiv poliția, da? Poliția, procurorul. Deci a spus să noi nu stați fără frică în casă că noi suntem cu dumneavoastră. Aici nu suntem în România, aici suntem în Franța. Noi așteptăm să facem flagrantul. A fost filmat video. Normal, ca să existe probe. Și acasă ziceați că ați fost, ați văzut în ce... situație, e locuința. Am văzut o pagubă de 8200 de lei. Probabil tot un dosar penal s-a deschis, nu? Este și acum o să puteți compara două dosare penale în două țări europene, cum se mișcă justiția franceză și cea românească. Da, dar numai că am vorbit cu avocatul de aici, a spus că ce s-a întâmplat în România nu poate să ia în seamă judecătorul francez. Da, de acord. Chiar mai ales că n-a făcut-o tot el, au făcut-o rudele lui, probabil, nu? Au fost identificați făptașe? Da, au fost identificați. Au fost identificați, dintre care agenții de pază au fost atacați. Unul avea... Ziceați că ați dat casa la pază privată, da? Și? La firmă de pază. Eu am așa, și ei au intervenit la timp? Au intervenit, dar problema este că când au intervenit, au fost și ei agresați. Deci... deci dosar penal, nu doar paguba de 8.000 de lei. Dosar da, penal este... pentru atac, pentru vătămare corporală și tot așa. Și ei sunt în custodia statului sau sunt liberi? Da, sunt liberi, nu sunt arestați. Le-au luat decât o declarație, a fost luată o declarație. Le-au spus să nu părăsească județul Mehedinți, dar în rest nimic. Dar nu știu dacă le-au fi dat în scris să nu pot. Pentru că n-au fost duși nici la parchet, n-au fost duși. Totul s-a rezolvat prin telefon. Alo, ce facem? Așa facem, bun.
dar cine știe mai departe. Bun, sper să ne ții la curent cu evoluția ambelor dosare și să fie o lecție de învățat pentru cine o să vrea să amenințe sau să jefuiască sau să încerce să stâlcească pe cineva să o omoare, să știe că e loc la răcoare pentru toată lumea. Și încă cum. De intrat, intri repede, de ieșit iar dracu. Mulțumesc! Ai vrut să acum, mai zici? Da, eu acum i-aș sfătui pe toți care fac infracțiuni penale că cea mai sfântă este munca. Cum e cea mai sfântă, că nu s-a auzit? Munca, munca. Ah, ok. Cea mai sfântă, nu infracțiunile. Cu infracțiuni. Ei consideră că și asta e o muncă. Unii cred că e un titlu de glorie să păcălești pe alții, să furi, să faci trafic de persoane, trafic de droguri, de arme. Ei consideră că asta e o muncă și familia îi stimează pentru că aduc bani în casă. Da, și pot să spun că na, rușine la statul român. Să le fie rușine. Pentru că mi-au lăsat plângerile pe masă și ăsta a venit și m-a atacat tocmai în Franța. A, că el v-a amenințat și în România, fiind și v-ați plâns la statul român. Trei plângeri am depuse la poliție, la IPJ Linz, la parchetul de pe lângă judecătoria Drobeta-Turnu Severin. Nimeni n-a făcut nimic. Și iată s-a demonstrat că erau amenințări reale. Până a ajuns aici, la mine, la Nantes, în Franța. Deci dacă autoritățile franceze nu luau în serios situația, eu eram mort acum. Da. Da. Probabil moriai cu poliția română la ușă dacă te prindea acasă. Prindea în România? Era o iarbă mare pe mine acum. Mm-hmm. Știți cum e? Da, nu la statul român că nu-și face datoria. Fiecare care sunt prin birouri pe acolo și în loc să ia dosarele oamenilor în serios, stă și să plimbă cu Loganul, cu MAU-ul de acolo și prin. Dar arde gazul de pomană. Azi că au mașini bengoase acum, le ia, iată, în București, primărie, le ia mașini electrice. Nu se plâng ei de condiții de loganuri. Păi da, eu când am ajuns în Severin, ce credeți că facea un polițist? În loc să se ocupe de cazuri, a regat după un câine pe lângă gară, pe acolo. Nu că n-ar fi importantă și problema câinilor. Dar de când poliția se ocupă de carisaj, de animale. Și când i-am întrebat de ce alergă după câini, prezintă pericol pentru că a mușcat un copil acum câteva zile, mi-a spus. Ai văzut? Da. Deci, da, e de competența lui. Bun, da. Eugen, mulțumesc pentru relatare și ținem legătura. Mulțumesc pentru încredere. Mulțumesc frumos și eu, domnul Brega, și multă sănătate și tot ce vă doriți. Sănătate.